Salut, Lei! Voi face citirea tarotului pentru luna octombrie, resurse. Voi începe cu întrebare, sfatul oracolului Lenormand pentru voi, Lei, ce trebuie să faceți pentru a avea resursele sau o stare de bine în octombrie, resursele pe care ni le dorim. Luna octombrie. Voi folosi trei. Așa. Voi vă doriți, ar trebui să aveți noroc, am zice. Sfatul e, gândiți-vă să aveți noroc sau ce ați putea să faceți, să aveți noroc. Acest noroc legat de bani, de resurse, întotdeauna ne gândim la a fi corecți, fermi, prevăzători, să ne ascundem scopurile și vom reuși în proiectele pe care le întreprindem pentru a obține resurse. Aveți discuții foarte multe, noutăți care vin spre voi, vești, discuții, comunicări, și toate sunt legate parcă de iubire pentru voi. Poate că aceste resurse sunt legate și de o iubire și vă gândiți că ar trebui să aveți noroc. Atunci ar trebui să vă gândiți și la relația voastră pe care o aveți, fiindcă aici este vorba de o iubire. Nu o pasiune profesională, mai repede despre discuții despre o iubire. Cam așa am putea vedea acest aspect. Deci, pentru voi, resursele sunt mai mult spirituale, sentimentale și vă doriți acest noroc. Aveți poate o veste din partea persoanei iubite și vă simțiți foarte bine, zic eu. Deci, haideți să vedem ce spune și tarotul pentru această lună octombrie, pentru voi, Crucea Celtică. Deci, resurse, lei, luna octombrie. Aveți o inspecție, o verificare. Vă puteți aștepta la o inspecție la locul de muncă, pe resursele voastre, pentru munca pe care o faceți, proiecte, cam tot ce reprezintă activitatea voastră, aveți această inspecție, verificare. Voi. Blocajul, ce se va întâmpla în primele zile, trecutul, ce vă influențează din trecut, viitorul, așa cum sunteți voi, cum veți fi în această lună, mediul vostru, speranțele și ultima, rezultatul final. Voi. Concluzia asupra voastră. Vă gândiți la un rege de monede.
S-ar părea că resursele voastre depind de un bărbat în vârstă cu ascendentul zodia în taur, poate fi un părinte, un frate mai mare sau un bunic care vă ajută, sau un șef care vă ajută, vă poate împrumuta cu bani, poate să fie o relație pentru voi dacă sunteți femei, iar dacă sunteți bărbați, poate să fie un ajutor pecuniar. Și concluzia asupra voastră este că aveți totuși nevoie de bani și aveți nevoie de acest ajutor. Unii s-ar putea să vă îndreptați spre bănci, fiindcă acest personaj, regele de monede, poate să reprezinte și un banchier. O persoană care, nu neapărat bancherul șef, dar banca respectivă, unde mergeți să împrumutați, nu are un reprezentant care vă aprobă sau nu dosarul. Cam asta ar trebui să reprezinte concluzia asupra voastră, nevoia aceasta de bani, de ajutor pecuniar. Blocajul vostru în viitor este o inițiativă, este un blocaj această inițiativă, să știți, pentru faptul că întotdeauna treiul de bâte, eu spun, e o carte foarte bună. Este, dar aici este pe punctul de blocaj, pe acel loc. Deci voi veți lua o inițiativă legată de o activitate, poate de comunicare, poate de comerț, de transport. Veți încerca ceva să aduceți, cum să spun, o creștere, să vă dezvoltați, să realizați venituri, resurse mai mari. Acesta este blocajul vostru, această inițiativă pe care o aveți. Și aici, în primele zile din octombrie, aveți nebunul. Este șansa pe care vă acordați. Este omul care își acordă o șansă. Asta reprezintă șansa voastră pe care voi vă acordați, adică ziceți, fac acest proiect, încep acest lucru, iau această inițiativă. Chiar dacă nu sunt pregătit, încerc să pot să mă descurc. Vă gândiți că veți face totul din suflet, personajul nostru are o floare care reprezintă acea inocență și, bineînțeles, bagajul lui de cunoștințe este foarte mic. Dar, în schimb, speră la bunăvoința cerului și privește spre cer și nu observă că următorul pas este chiar în prăpastie. Deci am putea spune că are blocaje și acest blocaj este exact această inițiativă, această șansă pe care vreți să o luați, fiindcă nu vi se acordă. Vedeți, nebunul nu așteaptă să îi se dea. El își ia o șansă, ceea ce el consideră. Este considerat totuși un personaj neconformist, rebel de ceilalți. Cei din jurul vostru vă consideră aventurieri și nici cel puțin nu vă ajută, nu vă ajută nimeni. Cu toate că aveți aici prietenul sau, am zice, însoțitorul vostru în drum, care vă atenționează, dar voi nu sunteți atenți. Deci trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă asta reprezintă, această inițiativă este un blocaj. Trecutul vostru este o trădare. Poate că vă influențează și acum această suferință, nu a trădării. Niciun om nu poate să spună că se bucură atunci când este trădat. Este o dezvoltare, nu, o evoluție a noastră, chiar și atunci când suntem trădați. Și voi vă luați această șansă. Ce vă influențează din trecut este un rege de bâte, este vorba de un leu, avem semnele leului. Deci este un bărbat peste 50 de ani, cu ascendentul zodia în leu. Promisiuni, dacă sunteți o femeie, s-ar putea să fie un bărbat pentru voi. Dacă sunteți bărbați, sunteți voi leii.
promisiuni, v-ați promis poate singuri că veți reuși și veți merge mai departe. Poate să fie această șansă pe care vă luați și vă gândiți, am fost trădat, dar nu-i nimic, eu voi merge mai departe și voi reuși și voi arăta că pot. Cam asta ar trebui să priviți voi care vă influențează și acum acea atitudine a voastră de a merge mai departe. Și aveți viitorul. Viitorul este o alegere, dar s-ar părea că este vorba de o iubire aici, în viitor. Va trebui să alegeți între două drumuri diferite, viciu și virtute, două drumuri opuse, un lanț de flori, un lanț de fier. Nu, în orice iubire putem spune, nu, dacă mergem mai departe în această iubire, ne gândim că poate să devină un lanț de flori sau un lanț de fier. Și pentru voi trebuie să fiți foarte atenți ceea ce alegeți, fiindcă întotdeauna lanțul de flori durează mai mult decât cel de fier. Voi, din nou, leii, deci ce veți face voi în această lună? O să faceți o mobilizare generală a forțelor voastre interne, a posibilităților voastre de a vă folosi intuiția, mentalul, sentimentele, ideile, gândirea, astfel încât să țineți sub control o situație dificilă, dar și o persoană dificilă. Veți face tot posibilul fără să depuneți acea forță fizică. Este o forță intelectuală, este o forță inteligentă. Deci, orice ceea ce ați face, ce ați întreprinde, totul are la bază gândirea, ideile. Cei din jurul vostru sunt creativi și ei. Au și ei creațiile lor, dar voi stârniți curiozitatea. Aveți o creativitate nouă, această șansă pe care v-ați acordat-o și ceilalți vă privesc cu puțină invidie, cu curiozitate, dar trebuie să fiți atenți, fiindcă aceste priviri pot fi ale unor persoane care să vă facă și rău. Este bine să o conduceți această creativitate genial pentru a obține ceea ce vă doriți voi, această creștere, dezvoltare, expandare. Deci trebuie să vă folosiți gândirea. Speranța voastră este să fiți fericiți, să aveți abundență. Soarele vă reprezintă chiar și pe voi, lei. Este soarele care vă dă acea vitalitate, energie de care aveți nevoie. Este un aspect foarte benefic pentru voi, acest soare. Dar sfatul arcanei este păstrați-vă această fericire, acest entuziasm în sufletul vostru sau în cercul conjugal, fiindcă s-ar putea să riscați. Soarele poate să vă întrețină viața atâta timp cât are ce evapora, dar poate să vă și distrugă viața. Și finalul. Finalul vostru este judecata, dreptatea. Dreptatea pe care o doriți, balanța cu spada, ne gândim la dreptate. Această dreptate vă spune că trebuie să cunoașteți forța de reacție a celuilalt, celeilalte, a persoane, astfel încât să o controlați, dar să cunoașteți și legile după care judecă oamenii și, bineînțeles, să vă gândiți și la judecata divină, la dreptatea și adevărul etern. Deci, pentru această lună octombrie, voi lei, aveți inițiativă care este blocaj pentru voi,
Aveți o alegere de făcut neapărat legată de iubire, de sentimente și o dreptate pe care o așteptați. S-ar putea să primiți un răspuns de la un proces sau ceva să vi se dea un răspuns. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.